Un alt fel de început de an universitar în Universitatea Politehnică Timișoara. Învățământul la distanță și cu frecvență redusă și-a redeschis porțile pentru boboci. Sfârșitul de săptămână a reprezentat un nou început pentru bobocii învățământului la distanță. La Universitatea Politehnică Timișoara poți fi învățăcel la orice vârstă, alături de o echipă de profesioniști care îți ghidează pașii în permanență. Indiferent că descoperi pasiuni noi sau pur și simplu dorești o schimbare, UPT-ul are toate soluțiile. Am ales să urmez această specializare pentru că am urmat o facultate care mi-a oferit anumite satisfacții, dar între timp, cu trecerea vârstei, am descoperit că am altă pasiune și am dorit să urmez această specializare de informatică. Învățământul la distanță poate fi privit ca o metodă alternativă care este extrem de potrivită pentru cei care lucrează și nu au timp să vină la cursuri zilnic. Cunoștințele transmise în cadrul programului sunt similare cu cele ale învățământului la zi. Le asigurăm o pregătire similară cu cea a studenților de la zi, cu singura diferență că pentru întâlnirile față în față vin sâmbătă și duminica, când practic sunt liber de la serviciu. În rest primesc foarte multe teme, foarte multe lucrări de laborator pe care le fac prin simulări utilizând diferite echipamente software, diferite aplicații pe care le punem noi la dispoziție și din când în când mai dau și niște teste, unele dintre ele online, altele direct, iar în final un examen evident similar cu cel pe care îl dau studenții de la zi. Decanii facultăților cu posibilitatea învățământului la distanță au fost prezenți la festivitate și spun că bobocii anului acesta au vârste diverse, dovada faptului că atât cei tineri cât și cei mai maturi doresc să se perfecționeze. Constat că sunt vârste diferite, ceea ce înseamnă că tinerii și nu numai cei tineri doresc să se perfecționeze, să poată să acumuleze cunoștințe noi, ceea ce înseamnă că doresc să facă ceva. Festivitatea noului an universitar a cuprins și primul curs de utilizare a calculatorului pentru facilitarea accesului pe campusul universitar, unde bobocii vor găsi toate informațiile necesare și vor transmite temele obligatorii.